A început marea curățenie. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova organizează o acțiune de mobilizare publică desfășurată în contextul Zilei Mondiale a Curățeniei. Un grup numeros de diplomați acreditați în Republica Moldova împreună cu locuitori ai municipiului Strășeni au participat la o acțiune de curățare a spațiilor publice din localitate. Ziua Mondială a Curățeniei este o inițiativă care reunește milioane de voluntari, guverne și organizații din 191 de țări pentru a aborda problema globală a deșeurilor și a edifica o planetă mai sustenabilă. Parcul Pinilor, la intrarea în Strășeni dinspre Călăraș, a adunat zeci de persoane, de la studenți până la diplomați, care s-au înarmat cu saci, menajeri și mănuși și s-au pus pe treabă. Vreau să ajut comunitatea Strășeni ca să fie mai îmbunătățită, un loc mai curat, un loc care să avem vizitatori. Am înțeles că aici se face un parc nou și oricum noi o să venim în parcul acesta și o să stăm. Decât să stau acasă să pierd timpul, am venit aici și fac un lucru bun. Și ambasadorii au lăsat pentru o zi ținuta la 4AC și biroul și au lucrat în aer liber. Este ceva neobișnuit pentru noi, deoarece într-o zi ordinară ne-am fi aflat în discuții cu diferiți diplomați și oficiali din Republica Moldova. Cred că acțiunea noastră este foarte importantă pentru țara, deoarece este pentru prima dată când Republica Moldova se alătură acestui eveniment global de curățenie. Curățenia în împrejurime este o tradiție în Suedia din 1970. Sunt foarte bucuroasă că această practică este implementată și în Republica Moldova. Sâmbătă voi merge într-o localitate de lângă râul Nistru, unde voi continua curățenia. Ne propunem ca această zonă de agrement să devină o zonă de agrement pentru comunitate. Avem circa 70 de oficiali. Pentru noi acesta este un mesaj de unitate. Lemnul care este acumulat din acest sector și din alte sectoare ale localității vor fi transportate pentru proces de producere a peleților. Ziua Mondială a Curățeniei este marcată în fiecare an pe 17 septembrie. În următoarele zile vor avea loc acțiuni de curățare a canalelor de captare și scurgere a apelor pluviale din Strășeni.